Aș vrea să spun câteva lucruri foarte simple în legătură cu o problemă care pare extrem de complicată și anume arhiva SIPA. Abordările care se fac sunt unele voit formale, voit excesiv de logice, ignorându-se chestiunile psihologice care se întâmplă în mod curent. Este clar că arhiva SIPA a fost un izvor de informații care au fost transmise mai puțin oficial și mai mult informal. Cineva care știa ceva despre un judecător, o faptă din domeniul privat, mai ales din perioada anilor 90 și 1990 1996, putea să folosească această informație printr-un simplu SMS sau printr-o simplă aluzie și judecătorul respectiv intra în panică și asculta ceea ce spune procurorul și rezolva dosarul în sensul în care spune procurorul. Încercând să aflăm ce reprezintă ordinele de ministru, cine a avut sau nu a avut acces acolo, să ne uităm pe opisuri, să ne uităm pe documente strict formale, înseamnă să batem pasul pe loc. Este clar că arhiva SIPA a fost un focar de infecție în justiție. Trebuie să ne asumăm concluziile care pot fi trase de aici, să admitem că mulți judecători au fost prinși într-o anumită plasă de informații, nu informații foarte grave, dar oricum compromițătoare în contextul în care presa vremii făcea din țânțar armăsar, să tragem aceste concluzii în așa fel încât lucrurile să nu se mai întâmple în acest mod niciodată în România, pentru că justiția cinstită, corectă, onestă, cea care se bazează pe balanța pe care o știm cu toții și pe legătura de la ochii pe care trebuie să o aibă justiția, nu are absolut nicio legătură cu o arhivă plină de informații despre oamenii din justiție, despre judecători.